Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Alina Manolache, începe jurnalul orei 10. Înainte de toate să vedem principalele subiecte ale orei. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, nu poate candida la alegerile prezidențiale. Decizia Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi atacată. Guvernul a interzis sesizările anonime în universități după ce a aprobat noul regulament al comisiilor de etică. Volodymyr Zelensky va prezenta săptămâna viitoare planul de pace al Ucrainei în fața celor aproape 60 de țări care o sprijină, reunite în formatul Rammstein. Israelul se pregătește să răspundă serios și semnificativ atacului venit din partea Iranului la începutul săptămânii. Informația apare în presa israeliană. Diana Șoșoacă nu va candida pentru cea mai înaltă funcție în stat. Curtea Constituțională a admis contestațiile la candidatura sa și a invalidat decizia Biroului Electoral Central. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă. Nu mai există vreo cale de atac. Așteptăm acum motivarea judecătorilor. Liderii tuturor partidelor au criticat anunțul venit de la Curtea Constituțională. Sâmbătă a fost ultima zi a depunerii candidaturilor la președinție la Biroul Electoral Central. Tot atunci, CCR a anunțat că s-au depus 7 contestații care vizează candidaturile lui Mircea Joană, Diana Șoșoacă, Nicolae Ciucă, Kelemen Hunor și Ludovic Orban. Judecătorii au decis în final că Diana Șoșoacă nu poate candida la alegerile prezidențiale. Cele două contestații care au fost făcute pe numele ei au fost admise. Cu majoritate de voturi, judecătorii Curții Constituționale au anulat decizia Biroului Electoral Central, care înregistrează candidatura și semnul electoral al Dianei Șoșoacă. Europarlamentarul Diana Șoșoacă a spus că toate condițiile au fost îndeplinite pentru depunerea candidaturii sale și că pentru respingerea acesteia nu pot fi luate în considerare opinii jurnalistice sau politice. Semnăturile nu pot fi verificate decât de procurori și trebuie proces, susține ea. Reacțiile la invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă nu au întârziat. Candidatul USR, Elena Lasconi, a reacționat pe rețelele sociale și i-a acuzat pe membrii CCR că sunt controlați politic și că planul contracandidaților ei la prezidențiale este de fapt o finală Ciolacu Simion și refacerea actualei coaliții de guvernare, cu Marcel Ciolacu președinte și cu Nicolae Ciucă premier. Sunt multe lucruri care mă distanțează de doamna Șoșoacă, dar mie mi se pare incredibil să găsești chichițe legislative ca să nu lași dreptul democratic a unei femei de a candida în condițiile în care doamna Șoșoacă poate să fie europarlamentar și este europarlamentar. E incredibil ce se întâmplă. Știu că mulți dintre membrii Curții Constituționale se simt foarte bine în birourile PSD din Parlament. Au fost la grupurile PSD din Parlament, asta dacă nu cumva a uitat cineva. Și ceilalți candidați la prezidențiale au reacționat. Liderul AUR, George Simion, susține că orice român are dreptul constituțional de a candida și de a fi ales. Nicio instituție nu îi poate lua acest drept. Aștept motivarea CCR pentru o decizie fără precedent. Nici reacția oficială a liderului PNL nu a întârziat. Nicolae Ciucă a scris pe Facebook că nu comentează decizia Curții Constituționale, dar a lansat un atac dur asupra colegilor de guvernare. PSD-iștilor care se bucură de decizia CCR le spun un singur lucru. Românii înțeleg când cineva dorește puterea absolută în stat. Finala prezidențială va fi decisă de români, nu prin jocurile de culise și compromiterea unor instituții. Românii vor ieși la vot, iar PSD nu va lua toată puterea politică și economică așa cum vrea acum. PSD a spus că susține dreptul oricărei persoane de a alege și de a fi aleasă și că judecătorii CCR trebuie să prezinte rapid motivele care au stat la baza deciziei de invalidare a candidatorii sale. În următoarea perioadă urmează să aflăm și care au fost argumentele pe care s-au bazat judecătorii CCR atunci când au luat în calcul respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă. Cu câteva zile în urmă, CCR a respins și candidatura lui Miron Cosma. Înscrierile pentru candidatura la Cotroceni s-au încheiat după ce termenul pentru cei care vor să intre în cursa prezidențială a expirat la miezul nopții. În ultima zi de înscrieri la Biroul Electoral Central au mers cu listele de semnături președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, și liderul PSD, Marcel Ciolacu. La ieșirea de la Biroul Electoral Central, cei doi au fost întrebați de jurnaliști despre cum se poziționează pe tema avortului și a parteneriatului civil.
În calitate de candidat la președinție, cum vă poziționați pe tema avortului și a parteneriatului civil pentru persoanele LGBTQ? Am mai explicat. Sunt unul dintre susținătorii familiei tradiționale, dar eu cred, și am avut o discuție lungă și cu domnul Grindeanu și mai ales cu doamnele din echipă și cu doamna Urguța și cu Simona, va trebui în planul de guvernare să venim și cu un plan demografic. Va trebui să dăm femeii alternativa ca ultima alegere a sa să fie avortul. La referendum știți că am votat în favoarea familiei formate din bărbați și femeie. În ceea ce privește parteneriatul civil, nu sunt împotriva parteneriatului civil. Cred de asemenea că nu trebuie să opereze nicio discriminare între cetățeni, indiferent de orientarea religioasă, de orientarea sexuală, de orientarea politică sau de orice fel. Diversitatea este fundamentală, trebuie să respectăm drepturile și libertățile fundamentale. În ceea ce privește avortul, măsura în care se poate evita, evident că nu susțin ideea avortului, dar pot fi situații din punct de vedere medical în care să fie necesară o astfel de intervenție. Sesizările anonime în universități au fost oficial blocate de noul regulament al comisiilor de etică aprobate de guvern. Este pentru a doua oară când Ministerul Educației practic interzice sesizările anonime printr-un act oficial anul acesta. În primăvară, noul cod cadru de etică universitară prevedea că pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conțină și semnătura persoanei care face reclamația. Colega mea Ioana Nicolescu vine cu mai multe detalii. După ce a stat în dezbatere publică vreme de 4 luni de zile, noul regulament cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică din universități a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta însă nu permite depunerea sesizărilor anonime la comisiile de etică, așa cum a cerut societatea civilă în urma scandalului Alfred Bulai de la SNSPA. Noul regulament prevede însă posibilitatea autosesizării comisiilor de etică. Studenții de la SNSPA, de la Facultatea de Științe Politice, precum și decanul facultății, au declarat pentru Euronews că ei deja au elaborat un nou cod de etică pe care îl vor supune votului în Senatul Universitar luna aceasta. Noul cod de etică de la SNSPA prevede posibilitatea depunerii sesizărilor anonime și de asemenea prevede și posibilitatea autosesizării Comisiei de Etică, precum și înființarea unui birou de avocat al studentului pentru cei care nu știu cum să procedeze pentru a depune o sesizare și au nevoie de un îndrumător. Nu în ultimul rând, SNSPA ar putea să elaboreze și un cod al bunului simț. Este absolut regretabil. Studenții au propus sesizarea prin sesizare anonime. Problema nu este la Ministerul Educației, problema este la Ministerul Justiției și în codul penal. De fapt, este o decizie a Curții Constituționale care interzice luarea în considerare a sesizărilor anonime în general, dar și în acest caz particular. Ori sesizările anonime ar trebui, din punctul meu de vedere, să permită măcar începerea unor investigații pentru a putea vedea dacă există sau nu există probleme. Și în felul acesta, situațiile neplăcute prin care am trecut inclusiv la facultate în ultimile luni ar fi putut să fie preîntâmpinate. Știu de la studenții care au participat la negocieri pe la minister, s-a dovedit foarte multă reticență și argumentele sunt acestea. Dar a fost o promisiune a guvernului Ciolacu, apropo, și cred că se poate schimba codul penal astfel încât cu explicații clare să se poată accepta sesizările anonime pentru a putea fi modificat și regulamentul cadru privind comisiile de etică. Atenție la ciupercile pe care le culegeți sau le cumpărați din piață. La Iași, 10 persoane au ajuns la spital intoxicate cu ciuperci. Printre acestea se numără 3 copii. Cu detalii vine colega mea, Carmen Ciocan.
Bun găsit! Cele 10 persoane, 7 adulți și 3 copii au ajuns la spital, sunt în stare stabilă, răspund tratamentului. 3 dintre ei au fost și externați, ceilalți rămân în continuare internați pentru supraveghere medicală. Au ajuns la spitalele Sfântul Spiridon și Spitalul de Pediatrie din Iași și la scurt timp după ce au consumat ciuperci, la aproximativ o oră au început primele simptome și au sunat la 112. Vorbim despre o familie din comuna Tansa, o persoană din comuna Bosia și alți 3 frați din municipiul Iași. Cu toții au mâncat ciuperci culese din pădure, cumpărate din piață. Medicii atrag atenția asupra faptului că un consum de ciuperci necomestibile poate duce la complicații grave de natură renală, hepatică și chiar neurologică. Specialiștii spun că e suficientă o singură ciupercă otrăvitoare pentru ca și celelalte să fie contaminate și în cazul în care sunteți pasionați să culegeți ciuperci din pădure și le cunoașteți cât de cât, de preferabil este dacă vedeți o ciupercă necomestibilă într-o zonă să nu culegeți deloc în acea zonă și să mergeți în altă parte, însă sfatul este să achiziționați ciuperci doar din locuri autorizate. Un cod galben de ploi este în vigoare în partea de est a țării până mâine la ora 10. Sunt așteptate ploi torențiale de până la 40-50 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Și hidrologii au emis un cod galben de inundații pe râurile din est valabil tot până mâine la prânz. De săptămâna viitoare, temperaturile mai cresc. Weekendul acesta cel puțin vom avea parte de ploi, astăzi în majoritatea regiunilor, mâine și duminică spre luni, în special în jumătatea de est a țării, acolo unde va fi în vigoare din această după-amiază și un cod galben pentru cantități însemnate de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Aceste cantități se vor înregistra îndeosebi în intervale scurte de timp, iar ploile vor fi pe alocuri însoțite și de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. De luni, vremea se ameliorează sub aspectul precipitațiilor și deși mâine și poi mâine vor fi temperaturi ceva mai scăzute decât astăzi, astăzi vom mai înregistra 28-29 de grade prin sud-est, de mâine nu vom mai depăși 23 de grade la nivelul întregii țări, dar de marți ușor-ușor încep din nou să crească temperaturile, însă de miercuri vom mai avea parte de niște ploi, mai ales în vestul teritoriului. Zeci de producători din țară își expun produsele în dealul Copoului din Iași, acolo unde au loc zilele recoltei. O toamnă bogată cu fructe, legume, preparate din lapte, carne și pește. Cel puțin așa se arată. În timp ce unii spun că încearcă să mențină prețul cât mai scăzut, alții susțin că au fost nevoiți să-l crească cu 10% pentru a putea supraviețui pe piață. E dezastru cu ochii mei. Și al de la coaja de brad e un pic mai iute. Arena Universității de Științele Vieții din Iași a fost plină cu produse care mai de care mai colorate, proaspete sau gătite, numai bune de mâncat. La poalele munților Ciuc, acolo avem o păstrăvărie și din acea păstrăvărie facem toate preparatele pe care le-am adus aici la târg. Și începem cu păstrăvul afumat, cârnații de păstrăv, ușor picanți și nepicanți, pe care i-am omologat la Osim ca și marcă pentru că eu i-am inventat, și zacusca din păstrăv. Pe lângă păstrăvărie avem și vaci cu lapte și de acolo am făcut brânza de burduf în coajă de brad și pusă în țipă. Evenimentul este minunat și este o inițiativă de apreciat. Sunt foarte mulți producători locali, mai mulți decât până acum, și se găsesc produse pentru toate gusturile. Am cumpărat niște mezeluri de la Suceava, care știu sigur că sunt sănătoase, fără conservanți și alte lucruri. Deși recunosc că a fost un pic mai greu în acest an, producătorii nu se descurajează. Așa se face că sunt produse pe alese: legume, fructe, must, vin, miere, flori, preparate din carne. Uite un selamior de vită îți dau. Vrei să guști asta? Ia uite. E doar vită și un pic de slăninuță. Noi zicem că e recoltă bogată ce am adus aici, dar în spate avem și alte probleme. Toate inputurile sunt scumpe, recoltele nu se mai fac așa cum ar trebui să facă, nu avem
ducem lipsă de apă, seceta extremă și așa mai departe. Și drept dovadă și prețurile se raportează la investițiile noastre. Cred că un 10% sunt mai mari ca anul trecut. Am venit cu preparate din carne de la Bălăceana din județul Suceava, peste 20 de produse, cârnați, parizer de vită, cremuștei, pastrame, toate nebunile. Sunt printre puținii cultivatori de Pleurus auriu din țară, având o textură și un gust aparte. Avem și săculeți gata incubați pentru doritorii de ciuperci, doar depoziționați în beci și în 10-15 zile asta arăte la fel așa, indiferent dacă aveți sau nu experiență. Încântați de ce au găsit au fost clienții, care au plecat cu sacoșele pline. Cu bunătăți de toamnă, încercăm să facem ceva și pentru iarnă. E evenimentul foarte frumos, vremea încă ține cu noi, încercăm să susținem producătorii locali. Este prima dată când vin, mi se pare interesant. Am cumpărat ce nu văd în alte părți. Acum, ultima dată am cumpărat boș de pute, dacă arăta altfel decât toate celelalte de pe piață. Și multe lucruri mărunțele, așa, pulbere de cătină, care n-am văzut-o în altă parte în felul ăsta. Este un eveniment pe care îl dedicăm și în acesta în comunității, familiei, copiii au zona lor și sigur toată lumea poate să facă degustări, produse locale, produse cu gust, produse sănătoase, fructe, legume, preparate din carne, din lapte. Suntem aici pentru a oferi educație alimentară, ăsta este scopul nostru. Sunt produse realizate cu studenții în fermă, produse pe care noi le facem în mod curent. Evenimentul, aflat la a treia ediție, este organizat de Universitatea de Științele Vieții din Iași. În Thailanda, cel puțin 2 elefanți au murit înecați și alți 70 sunt dați dispăruți. Se întâmplă din cauza inundațiilor. Ce soluții sunt, vă spun imediat în jurnal. Armata israeliană pregătește un răspuns serios și semnificativ după ce Iranul a lansat marți peste 180 de rachete balistice asupra statului evreu. Informația apare în presa israeliană. Președintele american a avertizat că nu ar trebui lovite facilitățile petroliere iraniene. Asta în timp ce un lider Hamas a fost ucis împreună cu familia în Liban în urma loviturilor israeliene. Armata israeliană subliniază că atacul masiv de marți al Iranului va avea consecințe serioase și pregătește un răspuns. În Israel au fost pagube și chiar mai multe baze aeriene au fost lovite, deși armata susține că nu au fost afectate elemente critice sau aeronave. Președintele american Joe Biden a declarat însă că Israelul ar trebui să nu se îndrepte asupra facilităților petroliere sau nucleare iraniene. Look. The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think there are, if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. Între timp, armata israeliană continuă operațiunile în Liban. Un lider militar al Hamas a fost ucis împreună cu soția și două fiice. Saed Atalak și familia se aflau într-o tabără de refugiați din nordul țării. في جانب مخيم البداوي الذي تعرض له منزل عائلي بعائلة مع أطفال مع زوجة مع أخ شهيد سقط على طريق القدس فأننا نقول هذه المقاومة مستمرة. Armata, statul evreu și militanții șiiți susținuți de Iran au făcut schimb de focuri aproape zilnic la frontiera cu Libanul după atacul Hamas din 7 octombrie anul trecut. Aproape 2000 de oameni au fost uciși în Liban de atunci, potrivit Ministerului Local al Sănătății. Volodymyr Zelensky va prezenta săptămâna viitoare planul de pace al Ucrainei în fața celor aproape 60 de țări care o sprijină, reunite în formatul Rammstein. Cele mai multe dintre ele sunt membre NATO. Până acum, planul de pace a fost văzut doar de președintele american Joe Biden. Cea de-a 25-a reuniune Rammstein va avea loc sâmbătă viitoare în Germania. Până acum, la întâlnirile organizate în acest format, participau doar miniștrii apărării din țările aliate Ucrainei. Evenimentul de săptămâna viitoare va fi organizat la nivel de lideri de țări. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові. По наповненню воєнних пунктів плану перемоги – це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції
наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Nimeni nu știe ce conține planul de pace făcut de Kiev. Detaliile sunt ținute secrete. Volodymyr Zelensky a vorbit în public doar despre faptul că războiul se va încheia doar atunci când Ucraina își va recupera teritoriile anexate de ruși. Este vorba de peninsula Crimea, ocupată în 2014, și regiunile din estul țării, Zaporojie, Herson, Donetsk și Luhansk, anexate în 2022. Presa internațională scrie însă că după înfrângerile suferite în ultimele 12 luni pe front, conducerea politică a Ucrainei este tot mai deschisă față de ideea de a ceda teritorii în schimbul păcii. Iar, într-un interviu pentru Financial Times, fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Ucraina ar putea adera la Alianța Nord-Atlantică chiar dacă părți din teritoriul său ar rămâne ocupate de Rusia. Unul dintre principalele argumente împotriva acordării statutului de membru pentru Ucraina se referă la clauza de apărare reciprocă prevăzută de articolul 5 al NATO și care ar atrage imediat alianța într-un război direct cu Rusia. Jens Stoltenberg a sugerat că ar putea exista modalități de a ocoli acest lucru dacă teritoriul ucrainean considerat parte a NATO nu ar fi, citez, neapărat granița Ucrainei recunoscută la nivel internațional. La sfârșitul lunii trecute, Rusia a controlat 27% din teritoriul Ucrainei. Săptămâna trecută a căzut și orașul Vuhledar, un punct strategic din regiunea Donetsk, iar situația rămâne extrem de complicată în estul țării. În nordul Thailandei, cel puțin 2 elefanți s-au înecat și peste 70 sunt dați dispăruți. Țara se luptă de o săptămână cu inundațiile. A plouat torențial, iar un râu a ieșit din matcă și căile ferate sunt afectate. Un cartier din orașul Chiang Mai era raiul elefanților până în urmă cu câteva zile. Acum, adăposturile lor au fost inundate, iar salvatorii au sărit în ajutorul animalelor. Pachidermele au petrecut peste 24 de ore în apă. S-au speriat și dezorientat și nu mai știau ce să facă. Echipele de intervenție s-au luptat cum au putut să ducă animalele pe uscat. Autoritățile locale spun că sezonul musonic de anul acesta a fost deosebit de ploios, iar nivelul râului Ping, ce trece la est de oraș, a crescut foarte mult. Au fost ordonate evacuări și au fost instalate zeci de adăposturi pentru cei afectați de inundații. Prințul William nu s-a dus la Jocurile Olimpice de la Paris de teama COVID. Chiar el a făcut mărturisirea la o întâlnire cu sportivii. Moștenitorul coroanei britanice a declarat că s-a temut să nu aducă virusul acasă, mai ales că soția sa făcea chimioterapie și era vulnerabilă. Kate a anunțat luna trecută că a terminat tratamentul după ce în martie a precizat că face o terapie pentru o formă nespecificată de cancer. Doamnelor, domnilor, jurnalul orei 10 se încheie aici. Ne revedem însă curând la ora 11. Până atunci, toate informațiile pe site-ul euronews.ro.